Se muncește la foc automat în căminele studențești de peste tot. Sunt mai puțin de 2 săptămâni până încep facultățile. La Universitatea Dunărea de Jos din Galați, muncitorii s-au trezit însă cu o sarcină în plus. Înainte să văruiască, trebuie să acopere picturile și mesajele de dragoste lăsate pe pereți de foștii studenți. Sunt și inimioare, desene. S-au chinuit să facă aceste desene? Păi normal că s-au chinuit. Trebuie să îndepărtez, mai ales sunt marcări dintre astea permanente, ele ies în vară înapoi. Mai sunt mesaje scrise către băieți, da, către fete. Talentul studenților se vede pe pereții fiecărei camere. Culori vii, picturi și desene artistice sau mesaje pentru persoana iubită, toate au contribuit la personalizarea locului în care tinerii au stat un an de zile. Acum însă vin alții la rând, iar muncitorii abia reușesc să vopsească totul alb. Declarații de dragoste, nu, e pictat, după cum se vede cu pensulă, și o declarație de dragoste, te am, iubițica. Dacă ar trebui să facă ei curățenie, credeți că ar mai fi așa inventiv? Nu, nu ar mai desena nici pe pereți, nu ar mai face desene și acții pilde și inimioare. Avem un plan să văruim absolut toate spațiile de cazare, toate vor fi albe, igienizate, văruite, reparate. Pe lângă defecțiune am găsit și talent artistic. Toate aceste desene, toate aceste, nu știu, improvizații vor fi înlăturate. Greu se acoperă. Se acoperă greu, normal. E muncă grea și asta de săptămâni bune. Din octombrie însă, camerele s-ar putea să fie din nou decorate după bunul plac al fiecăruia. Le personalizați, pictați cu flori? Da. Și după aceea cine face curățenia? Servici, dar de obicei noi avem bun simț și le venim noi cu lavabil de acasă și le dăm, așa e normal. Ei fac asta doar pentru că nu știu că nu fac ei curat. Numai pentru paturile lor s-au comandat 1200 de saltele noi. Pentru renovarea camerelor au fost necesare numai puțin de 25 de tone de var.